Ăsta e după mine. Deci ăsta e clar după mine. Ce? Hei, salutare tuturor, eu Skin aici și bine v-am găsit la un nou episod din țara noastră de Finance and Freddy Security Breach. Hai să continuăm play. Load game. Și aici. Ok, am dat load de data asta pentru că pățeam niște chestii destul de ciudate cu salvările, aparent, și îmi dădea load la salvări mult mai vechi. Na, deci data trecută am rămas aici după ce am învins-o pe Roxy, chiar o să încarc lanterna. Și trebuia să mergem până ușa asta care... Da. Ha? You what? I hear you! Aoleu. Ok, și Roxy plânge. Pentru că mă sperii. Mă sperii, Roxy! Mă sperii prea rău! Mamă, camera asta e în flăcări. Distraction, am văzut aia acolo. Ok, și am intrat în ventul ăsta, nu cred. Aoleu. Nu spune că vine și pacii. Upgrade Freddy with Roxy's eyes. Out of order. Stai. Subtitrările nu merg, audio, hai că o să le pun large, de data asta o să las subtitrările mari. Știu că, deci le-am scos inițial din a fi mari pentru că se vedeau ciudat pe, stai și unde am ieșit? Deci o să la Roxy Raceway, dar nu-mi dau seama. Ah, stai că am văzut ceva drăguț. Am văzut ceva foarte drăguț. Au, ia uitați-l pe Freddy. Ok. Da, chiar că veni vorba de Freddy. Ursuleț, hai aici. Bun. Trebuie să te evoluăm, deci trebuie să ajungem în primul rând cu tine la încărcat. Aici undeva era încărcătorul. Mă rog, stația de reîncărcare. Ok, Houdini. Hai mai în față, nu te blocam peretele ăla. Bun. Stai, și asta înseamnă că Roxy rămâne acolo, dar... Înseamnă că mai e chica de care mai trebuie să mă ocup. Take what's yours, limited edition, fizzy fez. Ah, da, chiar. Ca și upgrade-uri. Pentru că pot să fug atât de repede cu Gregory, am fizzy fez astea. Le-am găsit pe toate. Și aici o să-l iau pe Freddy. Ah. Aici erai. Trebuie să ajungem la scenă, văd că e 5:40. Asta înseamnă că imediat e 6, cred că suntem aproape de final. Ok, și acum sper ca subtitrele alea mari să nu fie o problemă. Să nu ocupe tot ecranul, că de-aia l-am scos, că inițial... Ocupa prea mult din ecran. Ok, hai Freddy. Mergem să te evoluăm. Ok, abia aștept să te evoluezi și acum hai să vedem. Welcome to parts and service. Please select your desired procedure. Ocular upgrade. Preparing for upgrade procedure. You may now enter the protective cylinder. Da, da. Ia, hai să vedem. Let's begin by removing Freddy's face. Press Freddy's nose to remove skull housing. Take off the plate. Click on the nose to take it off. Carefully detach the ocular connectors.
Okay. Take out eyes. Click on the eyes to take them off from Freddy's face. Aoleo. Plug the replacement eyes into the open. Pune ochii înlocuitori în sloturile pentru ochi. Click on the eyes to put them into the Freddy's face. Oh, okay. Well done. Foarte bine. Reattach the ocular connector wires. Okay, reatașează firele. Așa. Close the faceplate. Commence testing phase. Ok. Mai testăm. Ok. Asta o suna destul de melodic. Finish the procedure by using the access computer. Cum stă Freddy? Finish upgrade. How are your new eyes? Cum sunt ochii tăi noi? Mă obișnuiesc greu cu ei. Arăți diferit pentru mine. Pot să văd mișcare prin pereți. Pe bune? Nu credeam că Roxy poate să facă asta. Ăștia sunt ochii lui Roxy? Păi da. A fost un accident pe pista de curse. E în regulă ea? Păi nimic nu pare să o oprească. Oh, fusuleț. Hei, vești bune. E aproape ora 6. O să fii în siguranță dacă găsești o ieșire. Dar trebuie să te grăbești. Luna vine după tine, ă? Ok, ăștia sunt uimitori. Pot să văd... uite! Stai ce? Nu mă pot duce în Recharge Station? Și zice că nothing can hide from me now. Use an exit to escape the pizza place, but be warned. The Recharge Station are offline, so they cannot protect you. Deci de asta nu puteam să intru în Recharge Station. Ok. Ei, trebuie să mă asigur că Luna nu-i pe aici. Ok, trebuie să ajung la lift. Stai și care? Ăla cred că din față. Deci cu ochii ăștia putem să vedem chestii prin pereți. Și până și Freddy a fost uimit. De cadouri pe care nu le-am văzut, na. Și bine că am ochii ăștia acum și eu acum trebuie să fug. Hey, little man. Do you know what time it is? Hey, micuțule, știi ce oră e? Ușile sunt deschise, de ce ești încă aici? Te plănuiești să te muți aici sau vrei un job? Ar trebui să vii la programul de internship. Ai fi un agent de securitate un grozav. Hei, cred că ai merita o recompensă. Du-te și verifică scena principală. Nu, eu nu te cred, Vanessa, eu de acolo am venit. Și nu era nimic. Stai, să intru în Freddy. Ok. Și acum să vină Luna de nicăieri. Mai erau cadouri pe aici, deci am ratat multe chestii. Da. Come back soon, da, bine. Hai, Freddy. Freddy! E deschis, hai să mergem. Nu poți să ieși din locul ăsta.
Vă sigur că poți. Haide. Te pot ascunde undeva. O stație de reîncărcare. Sistemul meu se va închide în timp de o oră. E o metodă de securitate. Așa am fost făcut. Aici e locul unde ar trebui să stau. Nu te întoarce. Nu va fi niciodată în siguranță. Îmi va fi dor de tine. Freddy, dacă plec acum, nimic nu o să se schimbe, nu? O să fie mai multe dispariții. O, săracu. Da, Gregory, trebuie să faci o alegere. Ușile sunt deschise și poți să mergi, sau poți să investighezi secretele din Pizzaplex. Mai cred că e ceva aici. Ce se mai întâmplă pe aici? Pe lângă Vanny. Warning, safe station will no longer be available if you stay. If Gregory is caught, this is game over. Oh, fursuleț. Da, eu n-am... Adică, stai, deci primesc upgrade-ul lui Roxy și nici măcar nu pot să-l folosesc? Pentru că trebuie să fug și nu-l pot nici lua pe Freddy cu mine. O, fățuca asta, nu, deci Freddy, eu n-am bătut drumul ăsta. Deci nu am trecut până toată nebunia asta doar ca să te las în urmă. Deci, pe bune, eu nu pot. Nu pot să las pe Freddy aici, ci că safety precaution, deci el a fost făcut. Deci de-aia nu-i dura bateria lui atât de mult, pentru că... Era o chestie de siguranță. Ca să ce? Oh. Freddy, eu stau cu tine, ursuleț. Party passes. Hă? De ce mi-a dat asta? Tu stai? Sunt așa fericit. Hei, uite. Am găsit acest party pass. Lead the way, superstar. Deci mi-a mai dat un party pass. Au găsit un party pass și că mai sunt locuri care sunt neexplorate, na. Ce chestie. Na, și acum ce misiune am? Plan A. The main doors open at 6 a.m. The doors are open. Escape the Pizzaplex. Dai să mă gândesc. Ce aș putea să fac? Mai am un party pass. Ia. Misc. Da. Deci asta înseamnă că mă pot duce la Phaser Blast. Da, ursuleț. Hai să vedem ce putem să facem. Încă țin minte că mai era ieșirea aia de la... Ce mi-au zis că ne trebuie un VIP sau ceva. Na. Cum se numea? Fire Escape. Oare dacă merem acolo o să ne zică altceva? Așa, ursuleț. Deci... Refuz! Freddy, cel mai bun prieten al lui Gregory! Sincer, și... N-am văzut în viața mea un caracter mai drăguț, ok? Refuz să las în urmă! Hai mă, trebuie să fie o modalitate să te iau cu mine. Fire Escape, dacă mai știu eu unde era aia. Nu te apropia. Parcă am trecut prin L-Chips atunci. Dar nu cred că îl puteam lua pe Freddy cu mine. Nu, aici nu-l pot lua pe Freddy. Aoleo. Nu, știi ce? Deci știu că Freddy a zis asta. Ai găsit ieșirea din incendiu. Din păcate... Nu poți să mergi prin ea dacă nu ești un VIP? Nu, zău. Da, ești norocos că nu e incendiu. Da. Dar parcă mai era o cale. Nu! Pe cine o spawnat? Nu! Roxy, care n-are ochi. Freddy, te rog, vino aici. Nu. Deci nu pot să cred asta. Și acum asta o să mișune pe aici. Nu. Check on the main stage. Da, deci oricum Vanessa cred că mințea. Pe scenă nu-i nimic. Doar hologramele alea.
Uai, ce... Ce altceva aș mai putea să fac? Știu că mai era... O misiune aia prin... Prin loading docks. Mai știu eu pe unde era asta? E așa de ciudă că nu pot salva. Freddy, te rog, hai aici. Freddy? Așa. Ok. Aici știu că era un lift. Ăsta de care mie mi-era frică inițial. Oh, fursuleț. Nu vreau să te las în urmă, dar acum ce fac dacă nu pot salvez? Nu m-am gândit până la capăt. N-am voie cu tine în zona asta? Cred că mai bine rămâneam în el. Că acum poate e Chica în zona asta. Ba! Uite! Asta merge acum. Nice. Ok. Misiunea zicea ceva de genul ăsta. I found the loading dock, but there's nothing here. There are some big garage doors, but I don't see a way to get out. Do you see a set of controls? I think so. There's a funny locked box with a badge on it. Those are the loading dock controls. Something is not right. Someone must have changed the permissions. You are going to need a much higher security level to get out that way. Come back to me right away. Deci, poate... Pot să o fac? Nu știu, că teoretic n-am completat-o până la final, dar... Ba da! O, fursuleț, dar nu pot să salvez! Nu pot să salvez, dar nu pot nici să te las! You are staying? I am glad. Ursuleț, ce mă fac? Stai. Am cel party pass, dar... Ce fac? Ce pot să fac? Nu pot să salvez, deci asta e... Nu m-am gândit că e o problemă atât de mare. Am zis, mă prinde ăla, dar Foxy fără ochi, păi cum îi dau stun cu asta? În episodul trecut am auzit că eu a fost... Când i-am dat stun ăla, era urletul lui Monty. Deci... Nu l-am scăpat nici de el. Ce pot să fac? Nu te pot lăsa aici. Gregory, you have a choice to make. Ursuleț, te iubesc, ok? Nu știu ce să fac. Nu vreau să te las aici, dar nu pot salva și... După aia e game over și iară trebuie să... O să dau pe leave. Îmi pare rău. Get out. Huh? Ce e asta? O mașină? Ha? De ce? Oh, e roboțelul ăla cu harta lui. Săracu. Dar ce tu? Freddy! Stai, dar dacă tu ești în dreapta asta... Ce? Gregory conduce mașina? Și cum ajunge la pedale? Stai! Ok, nice. Asta e o mașină de livrat pizza. Ok. Dar stai, nu... Gregory. My battery. Da, ne-a zis Freddy că sistemul lui o să se stingă într-o oră. Nu, Freddy! Nu, 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 nu! Na, Shamu? Conectează bateria de la mașină? Gen, așa pornești o mașină care n-are baterie. Interesant, da. Freddy! Gregory! Nice! Am reușit!
Am ieșit cu Freddy! Nu cred! Tare! Am ieșit cu Freddy! Și asta a fost jocul! Ok? Deci l-am conectat la bateria de la mașină. Dar cum poate Gregory să conducă? Stai un pic! Și de ce ending-ul a fost ca o bandă desenată? Oare ce s-a întâmplat dacă ieșeam pe ușa din față sau... sau pe la El Chips? Deci mi-era frică de El Chips, acolo nu-l puteam chema pe Freddy și nu voiam să-mi prindă ăștia. Când am văzut momentul ăla că că s-o spawna Roxy, n-am zis clar. Nu, că mă prinde și iar trebuie să iau totul la început. Mă rog, de acolo de unde trebuia să-i pun ochii. Dar măcar am scăpat cu Freddy. Asta e super nice. The new face of Fazbear Entertainment? Stai! Monty acum liderul și ăla era Mr. Hippo cu un trianglu? Pe bune? Așa îl înlocuiești pe Freddy? Interesant, dar nu cred să fi terminat. Cred că mai e ceva. Dar asta o să vedem în episodul următor. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem continuare, bănuiesc să continuăm să explorăm pizzeria. Nu uitați să lăsați un like, deoarece chiar m-ați ajutat enorm și asemenea și da eu seama de ceea ce v-ați dori în continuare. Și noi ne auzim data viitoare. Okay, pa!